Salutare și bine ați revenit pe Doctor de Permise. Din ce în ce mai mulți dintre voi îmi scrieți și vă doriți să discutăm și despre examenul teoretic și despre sală. Da? Și îmi cereți să fac diferite filmări în care fie să răspund la întrebări, fie să explic anumite noțiuni de teorie. Și astăzi vreau să încep împreună cu voi o nouă serie și împreună cu ai mei cursanți, bineînțeles, cărora eu le recomand um, platforma Școala Rutieră. Și pe această cale, o recomand și voi. Um, mergeți în browserul calculatorului vostru sau în um, App Store sau Google Play sau App Gallery, după cum vedeți, le are pe toate aici sus, um, adică pe majoritatea platformelor pe care le folosiți voi în viața de zi cu zi. Și căutați um, școala rutieră, veți găsi o iconiță cu gri și cu acest volan și literele SR. Acum să vă prezint puțin uh, platforma pe care de altfel o recomand și um, elevilor care se înscriu la școala doctor de permise aici în Timișoara. Uh, și după cum vedeți uh, atunci când deschidem adresa școala rutieră.ro, avem aici sus trei taburi. Curs de legislație, indicatoare, mediu de învățare și chestionarele. D.R.P.C.I.V. care acum au altă prescurtare nu mai e D.R.P.C.I.V. în sfârșit. Um, bun. În cursul de legislație și n-am să trec eu prin, uh, prin el cu voi pentru că uh, observați în pe categorii uh, cursul de legislație rutieră a explicat audio-video nu, o să vă explic imediat ce mi s-a cerut aici uh, vă recomand și o să faceți un cont pentru a putea salva progresul și a putea continua de pe orice device, da, fie că aveți un calculator, fie că aveți un telefon, o tabletă sau mai știu eu unde de unde vă conectați cu ajutorul unui browser. Bun, în mare parte aici veți găsi um, noțiuni despre prioritate și despre cum funcționează traficul. Uh, în al doilea curs veți uh, găsi noțiuni de mecanică auto, apoi de prim ajutor, după cum vedeți, conducere ecologică și conducere preventivă. Eu recomand ca voi să luați pașii exact în ordinea în care au fost gândiți aici sus. Da? Pasul 1 se referă la cursul de legislație. Dacă eu voi intra pe um, legislație rutieră explicată, o să văd că am aici inclusiv curs audio-video. Da? Deci mă pot uita ca la un filmuleț de pe YouTube sau de pe orice altă platformă. Mă uit, văd, înțeleg, Poate și citesc în timp ce privesc, pentru că jos sunt, jos sunt atât explicațiile, cât și referire la ordonanța de urgență și la regulamenta, unde găsiți regula ce se aplică în acest caz. Bun, nu mai insist pe cursul de legislație. Indicatoarele e foarte clar ce fac. Avem toate tipurile de indicatoare, de avertizare, de prioritate, interzicere, restricție. Orientare, panouri adiționale, marcaje și toate cele, tot ce aveți voi nevoie pentru a, a merge fără griji la sală. Și aici avem așa-numitul mediu de învățare. Noi o să mergem pe categoria B, pentru că asta interesează pe majoritatea persoanelor, și observăm aici că avem un total de 1200 de întrebări pentru categoria B. E, acesta este. Um, zona în care eu voi merge, o voi parcurge împreună cu voi, da? Și avem întrebări despre indicatoare și marcaje. După cum vedeți și puteți citi, fiecare în este să mai trec eu prin ele, prin acestea voi merge eu cu voi, da? Avem o întrebare, putem da start acestui mediu uh, bun despre indicatoare și marcaje de 148 întrebări. Și încep întrebările. Și eu pot să răspund, dăm indicatorul A fără să citim și ni se spune că este greșit. Da? Și acum citim. Schimbarea direcției de mers la dreapta sau la stânga nu este permisă la întâlnirea cărui indicator. Și să presupunem că ați că ca mine greșit, o să mergeți jos și o să vedeți explicația video. Și o să vedeți și explicație cu ajutorul uh, scrisului pentru... Cei care vă place să citiți, sau cei care rețineți mai bine în urma citirii, decât în urma privirii unor, unor explicații și unor exemple pentru situația respectivă. Și acum eu am deja un cont, o să mă duc în dreapta sus și din nou vă recomand și voi să vă faceți unul. Am deja un cont creat pe bază de e-mail. Observați că puteți să vă autentificați și cu Facebook, și cu o adresă de Gmail, și cu un Apple ID. Eu am deja una, ne vom loga și o să vedem aici că noi am trecut prin câteva întrebări din mediul de învățare și trec câte despot cu ai mei cursanți și cu ai mei elevi și o să vă arăt cum veți găsi profilul vostru și cum rămân întrebările nerăspunse sau răspunse câte mai sunt pentru fiecare categorie în parte. Am parcurs 1,4% din indicatoare și marcaje, am parcurs 16,1% din prioritatea de trecere, uh, parcurge tot spuha de învățare. Vezi, te trimite la uh, capitolul 1, la tabul 1 de aici de sus și anume curs de legislație. Continuă mediu general toate întrebările una după cealaltă sau uh, putem, uh, putem selecta rând de aici, din fiecare. Acum în dreapta am o opțiune, acest 14. Și nu știu când au introdus această facilitate, dar mi se pare grozavă. Um, pentru că poți învăța foarte ușor și poți uh, îți poți adânci cunoștințele într-o anumită direcție sau într-acolo unde tu nu le-ai stăpânit până atunci. Da? Și îți arată întrebările pe care le-ai greșit. Dar, repet, asta este valabil doar atunci când tu ai deja cont. Ăsta e avantajul creierii unui cont aici pe site. Totul este gratis, nu trebuie să vă faceți griji. Și acum avem aici jos ceva. Dacă dorești resetarea totală sau parțială a pasului 3 mediu de învățare, o poți face din contul tău de utilizator. Și împreună cu voi, voi face chiar asta. Da? Resetăm pasul 1, curs de legislație. pasul 1, explicat audio-video, conducere preventivă, conducere ecologică, asta e de la pasul 1. Ne interesează întrebările. Indicători și mărcaje medii de învățare, asta mă interesează. Categoria B. Toate întrebările din categoria selectată. Resetăm. Da. Le-am șters pe toate, răspunse corect sau greșit uh, și o putem lua de la capăt. Iar în al patrulea pas de aici de pe site... Uh, treaba asta e echivalentă cu uh, o simulare de examen chiar pe site oficial al poliției. Uh, nu veți primi deloc explicații și nu vi se va spune decât uh, un răspuns corect sau greșit se adaugă sus acolo exact ca la examen, deci asta ca să vă familiarizați cu examenul. Dar repet acesta este cel pe care noi îl căutăm în uh, episoadele următoare și în uh, uh, seria asta de videouri pe care eu o să le fac împreună cu voi și pentru voi. Voi face un playlist dedicat, voi căutați doar chestionare, uh, nu, uh, încă mă gândesc cum se va numi acel, uh, acel playlist, cel mai probabil întrebări uh, de la sală cu doctor de permise. Cred că asta e titlul pe care voi va trebui să-l căutați în, uh, în uh, YouTube. Bun, um, până acum am prezentat doar avantajele. Înainte să închei și să o luăm cu următorul video, um, să o luăm la, la pas în, în această direcție a învățării, vreau să vă spun ceva. Există și un dezavantaj al faptului că voi vă axați și vă bazați foarte mult pe întrebări. Um, Dezavantajul este, și o să vă spun clar și fără menajamente, că nu vă veți descurca în trafic dacă puneți atâta bază pe întrebări. Toată lumea mă întreabă de unde să învăț pentru sală. Nimeni nu mă întreabă de unde să învăț pentru a mă descurca în trafic. Deci trebuie cumva să conștientizați, să acceptați și să faceți ceva în privința faptului că întrebările acestea pe, acestea pe care voi le memorați Vă ajută doar la sală și în trafic nu. Pentru că vă dezvoltă un anumit mod de gândire um, care se concentrează pe un singur lucru odată, pe o singură întrebare, o singură speță, o singură situație la care voi aveți timp să gândiți și să răspundeți. Traficul nu nici pe departe, nici pe departe um, același lucru cu, cu ce, vă, cu ce um, întâlniți voi aici pe site. În sensul că uh, veți întâlni foarte multe benz, veți întâlni probabil indicatoare, veți întâlni semafoare sau semafoare nefuncționale, veți întâlni gălăgie, veți avea căldură, veți avea șoferi care poate că nu respectă regulile de circulație pe care voi le-ați învățat și este foarte frustrant pentru voi uh, acest lucru, uh, înjurături, claxoane, tot felul de, de lucruri care concură în mintea voastră în momentul respectiv și care nu vă lasă să fiți concentrați. Voi fi concentrați și voi face față în momentul în care eu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, nu în momentul în care eu memorez ce urmează să se întâmple în jurul meu. Înțelegeți diferența? Deci voi aveți de ales acum între a memora sau a înțelege. Pentru a putea face față în viitor. Bazați pe memorie și am mai spus -o asta în, în diverse rânduri. Pentru a putea face față în viitor, bazați pe memorie, ar trebui să repetați. Ca să țin minte ceva, trebuie să-l repet la un, anumit, la un anumit interval de timp. Pe când, dacă am înțeles cum funcționează un lucru, voi face față și îl voi ști toată viața. Bun, nu mai lungim. Acestea fiind spuse, vă aștept în continuare la. Uh, seria aceasta de întrebări pentru sală cu doctor de permise. Drumuri bune și spor la învățat!